Încă 17 locuințe sociale din zona Făget au fost predate vineri, anunță primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan. Astfel, familiile de sigheteni cu care soarta nu a fost tocmai prielnică au de acum un loc sigur pe care să-l numească acasă și pot asigura copiilor o viață mai ușoară, a declarat edilul la predarea locuințelor. Vasile Moldovan mai spune că cerința de locuințe sociale este una mare la nivelul orașului, iar solicitările înregistrate la primărie se apropie de 100. Edilul a mai dat asigurări că administrația locală lucrează în continuare pentru ca în cel mai scurt timp să predea cele 48 de locuințe din blocul 12.